Salutare tuturor! Mă bucur tare mult să ne revedem! Sunt eu, Sofia! Și eu, Valeria! Și astăzi vă vom prezenta o nouă carte, care este atât de plăcut să o ții în mână. Este din opera lui Alexandru Plăcintă, care se numește Vulpea, paznic la găini. În carte se vorbește despre un moșneag pe nume Pantelimon și o bătrânică pe nume Agafia. Ei au 12 găini minunate, grase, cu penele de toate culorile curcubeului. Mai au și un cocoș, îndrăzneț și viteaz. Au și un câine bătrân, care din păcate nu le mai poate sluji, dar ei îl păstrează și îngrijesc cu multă dragoste de el. Iar dacă vrei să afli sfârșitul acestei minunate povești, desigur că vei afla după ce vei lectura această operă de-a lui Alexandru Plăcintă. Vrei să-mi citești un fragment din această poveste? Da, cu mare plăcere! Știrea că baba și moșneagul aveau cerințe exagerate față de viitorul paznic s-a împrăștiat peste tot cu viteza luminii. Doritorilor de a se angaja la muncă în gospodăria lor, de mult le trecuse pofta, dar și baba și moșneagul se împăcaseră cu gândul că nu-și vor mai găsi un paznic bun așa cum își doreau. De aceea, ei singuri pe rând își păzeau găinile. Trecuse multă vreme. Moșneagul și baba, fiind în etate, nu mai aveau puteri să păzească ei cotețul. Dar nici să schimbe ceva nu puteau. Și iată că într-o zi, dis de dimineață, la poarta bătrânilor, pe neprins de veste, ca și cum ar veni o ploaie din cerul senin, a venit o vulpe. A bătut ușurel în poartă. Moșneacul, care cu greu își ducea un picior după el, din cauza durerii, a ieșit să vadă cine era. De partea cealaltă a porții a auzit o voce clară și sonoră, cum nu mai auzise până atunci. Stăpâne, am auzit că ai nevoie de un paznic la găini. Îmi zice Varvara. Eu sunt aceea care ar putea avea grijă de găinușile dumitale, zi și noapte, dacă mă vei angaja la muncă. Sofia, ce te-a impresionat cel mai mult în fragmentul citit? În fragment m-a impresionat cel mai mult toată viclenia vulpii. Crezi că își va însuși munca în primele zile? Dacă se preface, clar că o va însuși. Interesant, mi se pare că vulpea pune la cale un plan grandios. Și mie mi se pare același lucru, doar e vulpe. Care sunt cuvintele simbol ale acestei cărți? Eu cred că cuvintele sunt ingeniozitate, viclenie, prudență, curaj și foarte multă generozitate. Valeria, într-o propoziție, ce ai putea spune despre această carte? Aș putea să spun că autorul a pus puțină copilărie, mult talent și pasiune. Ce impresii ți-a lăsat această carte? Această carte mi-a lăsat impresii
pozitive, impresii plăcute, o carte care se citește foarte ușor și are ilustrații minunate. Mă ajut să decidem morala acestei povești? Morala este să nu te lași niciodată înșelat de aparențe. Vă îndemnăm să lecturați această carte, Vulpea, paznica, lăgăin, de Alexandru Plăcintă. Lectură plăcută! Pe curând! Uite ce poezie am găsit despre cartea care vom lectura. Se intitulează la fel, Vulpea, paznic, lăgăin. Interesant. Într-un sat îndepărtat, lucru straniu s-a întâmplat. Vulpea, paznic, s-a făcut la un om necunoscut. Trăia omul liniștit, doar cotețul e păzit. Mai ceva ca de un dulău, care latră și e rău. Mult roșcata n-a slujit, că un plan a ticluit. Planul mintea i-a luat, cu moțate s-a înfruptat. Azi, un pintinat în zori, cântă de te iau fiori. Omul mult a învățat, dar târziu, vai, ce păcat!